Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune Omul între cer și pământ. Și oare când este omul mai apropiat de cer, dacă nu în perioada copilăriei? Sigur că dacă ne referim la perioada copilăriei, strict la acea perioadă în care am fost copii, am putea să ne inducem în eroare și să inducem în eroare și universul. Pentru că se pare că o sămânță de copil trebuie să se păstreze în noi, pentru că din această sămânță, dacă o sădim la momentul potrivit, am putea să ne naștem și să renaștem la un nivel profund și interior, în așa fel încât să ne transformăm din niște oameni grăbiți, nervoși și agitați în niște ființe simpatice, drăgălașe, atente, bucuroase, iubitoare, pline de umor și veselie și, în cele din urmă, pline de bucuria de a trăi. Suntem, într-un fel sau altul, produsul copilăriei noastre, la fel cum și copilăria noastră este produsul vieții noastre, și de multe ori lucrurile care ni se întâmplă atunci când devenim adulți sunt urmarea acestor fapte, întâmplări, evenimente, întâlniri sau cum vreți să le numiți din copilărie. Ar fi frumos să putem spune că tot ceea ce se întâmplă în copilărie este cu adevărat o bucurie, de unde și titlul care vrea să se constituie într-un element potențiator și anihilator al eventualelor tendințe negative, dar cu toții știm că gesturile care le avem atunci când suntem adulți, cuvintele, gândurile, acțiunile, modul în care reacționăm, își au originea în amprentele care ne-au fost lăsate din copilăria timpurie până în copilăria mai târzie. Și dacă stăm bine să ne gândim, copilăria este plină, prin însă și jocurile ei, de foarte multe simboluri, foarte multe lucruri care ne înconjoară și de multe ori ne influențează, ne fac să ne transformăm în oamenii care vom fi multă vreme mai târziu. Este un lucru foarte asemănător cu ceea ce se întâmplă în tratamentul din acupunctură, pentru că de multe ori, atunci când vine un om la mine, eu încerc să-i regăsesc sufletul de copil. Încerc să-i regăsesc inocența, bucuria de a trăi, credința, încrederea, lumina din ochi. Și aș minți dacă aș spune că pot să fac acest lucru dacă eu însumi nu aș avea sau nu aș mai avea în interiorul meu această bucurie, această trăire pe care fiecare din noi suntem, în ghilimele, datori să păstrăm această trăire vie, profundă și adevărat. Mingea cu care ne jucăm în copilărie, nu? Iată ce simbol frumos. E întotdeauna, când alergăm după minge, suntem liberi. Alergatul înseamnă o stare de eliberare, o stare prin care plutim, dar mingea este un simbol rotund. Și ne reamintim că în taoism elementul rotund simbolizează cerul. Cerul simbolizează timpul infinit care circulă și recirculă la infinit, exact cum e uroborosul, șarpele maiaș, șarpele care își muscă coada, timpul care se prinde pe el din urmă, pentru că noi așa trimitem mingea către cer. Da? Adică cerul se întoarce la cer. Noi în copilărie suntem foarte apropiați de cer. În copilărie nu există timpul, copiii n-au percepția timpului. Dar dacă stau bine să mă gândesc, atunci când jucăm fotbal, poarta este pătrată. Pătratul este simbolul pământului. Deci, într-un fel sau altul,
cerul coboară pe pământ și în momentul în care prea mult cer a coborât pe prea mult pământ, noi ne maturizăm. Sigur că copiii au un mod particular de a simți și de a gândi, acest mod evidențiindu-se și la pacienții care vin la mine la cabinet, copii mă refer aici, cu care am discuții foarte interesante, care arată că deja în ființa umană s-au produs modificări profunde, alchimii interioare care au determinat apariția unei noi specii. Da, copiii care sunt în ziua de astăzi fac parte dintr-o nouă specie care nouă ne vine din ce în ce mai greu să-i înțelegem. Trebuie să fim alături de ei, să-i sprijinim, dar mai ales să-i credem, pentru că ei văd universul cu inima. Iar inima lor este plină de Dumnezeu, de bucurie, de iubire, de compasiune. Și în felul acesta văd și înțeleg lucrurile cu totul altfel decât o facem noi. Noi, cei mari, maturi, stăpâni pe sine, educați, înțelepți, evoluați. Dar iată că vin copiii aceștia și ne prezintă realitatea într-un mod cu totul și cu totul aparte, într-un mod în care nici prin gând nu ne-a trecut vreodată să vedem lumea, un mod proaspăt, un mod înmiresmat, un mod frumos, un mod echilibrat. Țin minte că în urmă cu ceva timp a venit la mine o pacientă cu băiatul ei, pe care îl cunoșteam, să spun așa, acest băiețel din perioada în care el încă nu venise pe lume, pentru că am contribuit și eu cu un pic de acupunctură pentru ca acest copil să apară pe lume. Sigur, apariția lui a fost evident voința divină, dar țin minte că vrând să-i fac o testare cu aparatul de biorezonanță, am încercat de 4 ori la rând să fac calibrare, practic aparatul să-i găsească frecvența. De 4 ori la rând în 4 săptămâni diferite. Și vreau să vă spun că aparatul nu a putut citi frecvența acestui copil. Nu mi s-a întâmplat niciodată de 15 ani de când lucrez în această ramură să pățesc așa ceva. La început am crezut că poate s-a stricat aparatul, dar ulterior mi-am dat seama că de fapt oamenii se schimbă, copiii aceștia au un soft nou, updatat, și din această cauză aparatul nu mai poate citi această frecvență. Așa cum ni se întâmplă și minții noastre, să nu mai putem înțelege care este frecvența pe care evoluează acești copii. Să ne amintim, de exemplu, Sania, nu? Iată ce simbol frumos al copilăriei, lemnul. Lemnul simbolizează viața. Copilul se așează pe sania de lemn, pe viață, și străbate întinderea albă de zăpadă. Zăpada simbolizează iarna, simbolizează apa, simbolizează punctul acela în care viața îngheață, dar așteaptă să renască. Și nu-i așa? Talpa saniei este de metal. Metalul simbolizează intuiția. Nu putem înțelege cu adevărat viața decât folosindu-ne intuiția. Iar intuiția adevărată este legată de prezența vieții și prezența morții în același timp. Viața și moartea sunt, cum spuneau taoiștii, două fețe ale aceleiași monede pe care cineva, cine o fi acela, o aruncă în aer și ea se învârtește și nu știm niciodată pe ce parte o să cadă. Apoi ne amintim un alt simbol foarte frumos al copilăriei, bradul. Nu-i așa? Bradul acela magic, de culoare verde, care cuprinde în el toate bucuriile, toate tainele. Cuprinde. Verdele este culoarea ficatului și a vezicii biliare, culoarea din nou a vieții. Iată cum, pornind de la acest element, din brad, viața poate renaște. Și să ne reamintim că întotdeauna în adâncul pădurii sau pe crengile bradului sălășluiesc ființe magice. Pentru că noi așa copilăria este plină și este populată de aceste ființe pe care copiii chiar le văd, chiar pot să comunice cu ele, dar noi ca oameni mari ne-am închis cel de-al treilea ochi. Ne-am închis epifiza și din această cauză nu mai putem vedea și nu mai putem comunica cu aceste frecvențe. Nu-i așa? Există zânele care se ascund. Există
piticii, există elfii cu acele urechi foarte interesante, care urechile simbolizează energia vieții și curajul sau teama. Pentru că noi așa, elfii vrăjiți cu siguranță locuiesc în brad. Iată cum, dintr-un anumit punct de vedere, toate aceste ființe denumite de noi oamenii maturi, imaginare, prin viață, în fața copiilor, în inimile și în sufletele copiilor, și ei comunică cu aceste ființe și încearcă chiar să și le apropie, pentru că aceste ființe sunt în acest univers pentru a ne da o mână de ajutor, pentru a ne ajuta în evoluția noastră. Și evident, ajutorul pe care niște ființe magice le dau unui copil, fie el om mare, fie el om copil, dar om mare copil în adâncul lui, este să ne învețe să ne redescoperim, să ne recreăm și, evident, să ne amintim în fiecare moment să nu uităm iubirea. Pentru că aceasta este forța supremă prin care copilăria produce acele miracole prin care noi ne transformăm în oameni adulți, cu condiția să nu uităm forța care ne-a propulsat. Așa se întâmplă și în acupunctură, pentru că de multe ori pacienții care vin la mine sunt în căutarea sensului pierdut. Și nu în căutarea timpului pierdut, pentru că de fiecare dată când mergem pe un drum, nu pierdem timpul, învățăm o lecție. Și chiar în acupunctură am vorbit cu mulți pacienți, percepția trecerii timpului este diferită în funcție de cum acele modifică starea omului. Unii au senzația că timpul trece foarte repede, alții au senzația că timpul trece foarte încet. Dar de fiecare dată când ajut un om să reintre în ritm, să se echilibreze, el își regăsește acest sens al vieții, sens al vieții care este legat, după cum spuneam și în alte emisiuni, de meridianul centurii. Dai mai, acel meridian care chiar trece pe la mijlocul omului și care este legat în față de punctul mare energiei, pe lateral de punctele vezicii biliare 25, 26, 27, iar în spate de punctele și dorsale ale rinichilor și de punctul Mingmen. Punctul Mingmen este o perlă care se găsește, vas guvernor 4, se găsește între cei doi rinichi pe coloană. Mandatul cerului, adică locul pe unde noi primim misiunea pentru care ne-am născut în această viață, dar se mai numește și poarta strămoșilor, pentru că este și punctul pe unde cei care au fost înaintea noastră și cei care vor urma pot să interacționeze cu noi, pentru că să reamintim că timpul ca element fizic există în dimensiunea aceasta în care ne aflăm noi. La nivelul universului se pare că totul, clipa, este prezentul continuu. Și atunci, cu atât mai mult, lucruri pe care noi credeam că au dispărut, le-am îngropat, le-am înmagazinat în copilărie, pot să iasă la iveală după 10, 20, 50 de ani, pentru că dacă timpul acesta nu există pentru sufletul nostru, ci doar pentru mintea noastră, în minte ni se pare că s-au produs acum foarte multă vreme, dar pentru suflet timpul este doar prezentul continuu. Și atunci evident că toate lucrurile bune, rele care ni se întâmplă în copilărie ne vor modela comportamentul și gândirea de mai târziu, sigur, și prin prisma experiențelor de viață, prin prisma educației părinților, prin prisma școlii, prin prisma societății, în așa fel încât noi, cu toate că plecăm de la această credință sau senzație că suntem liberi, vom constata că, de fapt, există o intensă condiționare mentală, este un imens văl de ceață care ne apasă creierul și numai în momentul în care putem ieși din această stare de agitație, din această stare de ignoranță, exprimându-ne cu căldură prin intermediul inimii, având puterea de a dărui și de a primi, numai în acel moment noi vom putea ieși din această matrice care ne ține prizonieri și vom putea vedea dincolo de această iluzie, pentru că sunt foarte multe studii care arată că, dintr-un anumit punct de vedere, lumea în care noi trăim ar putea să fie cu siguranță un produs al creierului nostru sau cu siguranță un spațiu virtual, o realitate virtuală produsă de un calculator.
Și iarăși ne gândim care este momentul în care începe copilăria, care este momentul în care copilul începe să înmagazineze bucurii și tristeți. Dacă ne gândim bine, și întâlnirile dintre oameni, ca și întâlnirile dintre părinți și copii, se produc din punct de vedere energetic și spiritual cu multă vreme înainte ca ele să se producă în fapt fizic. Se zice că copilul este prezent în preajma părinților uneori cu luni, ani de zile înainte, vine într-o inspecție sufletului să vadă dacă este locul potrivit, să vadă dacă va fi bine primit, să vadă dacă acolo este casa lui. Și întâlnirile dintre oameni, știți poveștile acelea cu Făt Frumos și cu zmeul care își trimitea buzduganul? Buzduganul este, de fapt, intenția. Intenția cu care noi dorim să facem un lucru. Și intenția aceea ajunge în locul potrivit cu multă vreme înainte ca noi, poate cu multă vreme înainte și să știm noi, intenția aceea ajunge acolo. De aceea, pentru mine, este foarte important, de exemplu, în acupunctură, modul în care, intenția cu care ajunge un om la mine. Pentru că sunt oameni care vin la mine, dar care, prin ceea ce exprimă, nu dau dovadă de încredere. Sunt oameni care dau dovadă de încredere, dar care nu sunt compatibili cu mine. Sunt oameni care sunt compatibili cu mine, dar intenția lor nu este o intenție bună, nu este o intenție curată. Sunt oameni care au intenție curată, dar nu și-o exprimă în momentul potrivit sau la locul potrivit. Sunt oameni care și le exprimă la momentul și la locul potrivit, dar nu au puterea să le ducă până la capăt. Pentru că este foarte important nu numai să ne exprimăm o intenție, dar să avem puterea, răbdarea și perseverența de a duce lucrurile până la capăt. Copilăria este, să spunem, o școală în care noi învățăm cum să reacționăm, cum să ne raportăm la evenimentele care ni se întâmplă în jur. Acum, părinții, în general, tind să le spună copiilor cum ar fi modul în care ei trebuie să reacționeze într-o anumită situație. Este un exercițiu interesant pe care fiecare din noi putem să-l facem cu copiii noștri și să-i lăsăm, pe lângă ideile pe care le dăm noi, să-i lăsăm și pe ei să vedem cum concep, cum înțeleg și mai ales cum spun ei că ar trebui rezolvată situația. E un lucru interesant, lucrând cu mulți copii, am constatat faptul că modul în care creierul meu vede universul și o anumită situație nu este întotdeauna singurul posibil. Nu este nici pe departe singurul posibil și copiii, dacă sunt lăsați liberi, dacă li se încurajează expresivitatea și încrederea în sine, au cu adevărat tăria de a veni cu soluții la care poate noi nici nu visăm. Este un lucru uimitor să constați, de exemplu, că citindu-le povești clasice, ei vin cu înțelesuri și cu sensuri pe care noi, într-un fel, vedeți, acesta este și rolul meu ca medic în acupunctură, pentru că de multe ori eu trebuie să văd dincolo de sensurile obișnuite ale întâmplărilor, dincolo de sensurile obișnuite ale tratamentului, să încerc să văd un pic altfel lucrurile pentru a pune altfel problema, pentru a găsi altfel de soluții. Sigur că de fiecare dată când părintele interacționează cu copilul, apare o lecție care trebuie învățată de ambii. Să zicem că în perioada intrauterină, când cele două energii, yin și yang, deja s-au unit, în momentul acela sufletul vine și locuiește acolo în câmpul, în matricea energetică, deja responsabilitatea gândurilor și a faptelor pentru părinți este foarte mare. Pentru că foarte mulți gândesc la faptul că copilul este acolo în burtă și nu contează ce fac, cum mă simt, cum gândesc, pentru că el oricum nu o să știe. Fals! El este deja o conștiință, el este deja un suflet, ca atare simte foarte mult și foarte puternic toate emoțiile părinților și ale tatălui și ale mamei, în special ale mamei. Mi s-a întâmplat nu de puține ori să ajungă la mine copii ale căror traume li se trăgeau din această perioadă intrauterină în care mama suferise un șoc. Un șoc emoțional foarte puternic, o spaimă, o tristețe foarte intensă. Și să reamintim că aceste emoții și sentimente în medicina chineză se duc exact pe anumite celule și alterează exact anumite frecvențe. Pentru că dacă mama trăiește sentimente de teamă intensă, acel lucru va afecta energia rinichilor.
copilul se va naște și va avea probleme cu rinichii. Dar rinichii influențează și alte funcții din corpul nostru. Rinichii influențează scheletul. Copilul va veni cu un schelet fragil, cu probleme cu coloana, probleme de coordonare la nivelul picioarelor. Va merge mai târziu sau va merge mai greu. Va avea stări de teamă, de anxietate, care poate vor necesita un tratament psihologic. Iată cum, de multe ori, plecând de la un lucru, să spunem, mărunt și banal, doar o picătură de energie poate determina ani de zile mai târziu o furtună extraordinară. Sigur că avem ocazia, după această perioadă intrauterină, să îndreptăm sau să reglăm acea energie care poate nu a luat-o în direcția care trebuie. Dar aceasta necesită multă conștiință de sine, multă răbdare, multă perseverență și mult lucru cu tine însuși și cu copilul din fața ta. Dacă, de exemplu, ai foarte multă tristețe în tine, acest lucru va afecta energia care trebuie să se ducă la plămâni. Plămânii sunt responsabili de deschiderea porilor. Sunt persoane care, de exemplu, vor transpira foarte mult și vor pierde minerale. Sau sunt persoane care vor face stări de sufocare, vor face crize de ast bronșic, vor face boli pulmonare, răceli frecvente, pneumonii și așa mai departe, pentru că, nu-i așa, plămânii guvernează toate aceste lucruri. Dacă mama va avea, de exemplu, sentiment de mânie, acest sentiment de mânie va fi înglobat la nivelul ficatului și persoana respectivă se va naște cu un ficat sensibil. Copilul va avea o sensibilitate foarte mare, va face foarte ușor alergii, va face crize de nervi, va izbucni foarte mult în stări de suspin, de plâns și așa mai departe. Dacă, de exemplu, mama este foarte preocupată și este foarte îngrijorată, are multe obsesii, multe gânduri, automat copilul se va naște cu un deficit de energie la nivelul pancreasului. Născându-se cu un deficit de energie la nivelul pancreasului, pancreasul hrănește toate celulele din corpul nostru, dar în primul rând reglează digestia, reglează circulația periferică și reglează articulațiile. Iată cum se vor naște copii care vor face, adulți fiind, la un moment dat, probleme cu circulația, vor face reumatism, poate mai devreme sau poate mai târziu. Vor avea probleme cu enzimele digestive. Iată cum o energie care la un anumit nivel este o informație pură trece din domeniul acesta, să spunem, strict energetic în domeniul fizic și se va manifesta ca atare printr-o perturbare la nivelul acestor organe. Dacă ar fi să ne gândim foarte bine, noi ar trebui să fim extrem de responsabili cu ceea ce spunem oamenilor de lângă noi, copiilor, cât și adulților. De exemplu, mă întreba acum câteva zile o pacientă dacă eu practic hipnoza. Sigur că am făcut cursuri de hipnoză în cadrul facultății, dar eu cred foarte mult în partea aceasta de sugestie și în special în partea de sugestie pozitivă. Problema este că a sugestiona un om înseamnă să-i respecti în același timp liberul arbitru și înseamnă să încerci să faci o sugestie care întotdeauna este bazată pe realitate. Pentru că dacă sugestia nu este bazată pe realitate, mai devreme sau mai târziu, omul, prin evoluția lucrurilor, își va da seama că ceva nu merge și atunci cumva își va pierde încrederea și în el și în procesul de vindecare. De aceea, dintr-un anumit punct de vedere, copilul este, să spunem, știți cum spun chinezii că haosul este mama tuturor lucrurilor, vedeți? Copilul este, dintr-un anumit punct de vedere, un haos, dar este un haos creator, pentru că în el elementele nu sunt organizate, elementele nu s-au așezat, elementele au încă libertatea deplină de a prinde orice formă pe care o dorim. Tocmai această libertate, această încredere că lucrurile ar putea să se îndrepte într-o direcție bună, indiferent de direcția în care ar lua, este un lucru important care trebuie să fie sădit în inima oamenilor, pentru că de multe ori vin oamenii și mă întreabă ce ar trebui să fac într-o anumită situație. Evident că fiecare din noi avem un număr de răspunsuri deștepte, înțelepte, experimentate sau cum vrem să le spunem, dar interesant este că
dacă privim viața puțin în amănunt, ne vom da seama că, de multe ori, indiferent de modul în care răspundem noi, indiferent de calea pe care o alegem, întotdeauna viața va găsi, se va adapta și va găsi în funcție de calea pe care am ales noi un răspuns și o modalitate potrivită. Așa se întâmplă, de exemplu, și în acupunctură. Există multe mijloace și multe metode prin care putem echilibra un organism. Nu este foarte important numele metodei, ci este important modul în care înțelegem și aplicăm acest sistem. De multe ori eu încerc să canalizez mintea omului care vine la mine ca el să poată să gândească și să perceapă problema unitar. În primul rând să înțeleagă că dacă o bucată din organism este defectă, întregul are undeva o problemă și atunci noi trebuie să tratăm organismul ca un întreg. În al doilea rând, să aibă focusată privirea pe obiectivul final, adică el să se poată vedea pe sine însă sănătos. Pentru că dacă tu nu te poți vedea ca fiind sănătos la un moment dat, orice încercare de a echilibra și de a însănătoși organismul va da greș, pentru că omul nu are sădit în el această credință în propria lui vindecare. Și ca să ne întărim un pic în credință, vom lua o scurtă pauză. Există o influență foarte mare pe care fiecare element, lemn, foc, pământ, metal și apă, o exercită asupra formării copilului. De exemplu, în cadrul elementului lemn, avem acei părinți care își motivează și supramotivează copiii. Este bine să motivezi copilul să aibă suficientă energie și suficientă ambiție ca să facă un lucru, să-l ducă la bun sfârșit, dar este rău să-l supramotivezi pentru că se știe, de exemplu, care este rolul și efectul supramotivației în sport. În sportul de performanță, atunci când îi promiți unui sportiv un premiu foarte mare, acest lucru nu îl va mobiliza foarte mare, din contră îi va crea o stare emoțională care îl va duce în imposibilitatea de a realiza un lucru. Apoi, această stare de supramotivare va determina o mare stare de agitație. Copilul trebuie să rămână în bucuria lui aceea de a fi calm, de a fi relaxat și nu aceea de a induce starea noastră de agitație pe care el o simte foarte bine, căci el simte foarte bine cu inima, simte mai puțin cu mintea. De asemenea, de multe ori avem stări care sunt foarte apropiate de stările de supărare, stările de mânie, acele izbucniri nervoase pe care copiii noi definim de multe ori ca fiind răzgâiați sau egoiști, dar uităm că de multe ori acel tip de comportament, acea izbucnire nervoasă, sigur este și o exprimare a personalității, dar este și o copiere a unui model pe care copiii l-au învățat în acel moment. Automat că în momentul în care noi ca părinții dezvoltăm copilului această stare de a fi mereu în față, de a fi mereu câștigător, el va percepe faptul că dacă nu este primul sau dacă cumva pierde, viața lui cumva a luat sfârșit, el nu are nicio valoare și atunci va încerca mereu să câștige, să fie pe primul loc. De multe ori acești copii, când ajung adulți, se transformă în oameni care încearcă cu orice preț să satisfacă părerile celor din jur, părerile părinților, dar cu toate acestea ei nu vor fi fericiți niciodată, pentru că de fapt ai mulțumi pe cei din jur este un lucru extrem de dificil și aproape nimeni nu va fi niciodată mulțumit sau nu toată lumea va fi mulțumită de un lucru pe care îl faci. Unii vor fi mulțumiți, alții vor fi nemulțumiți și atunci, încercând mereu să fim pe placul celorlalți, vom uita să fim și pe placul nostru. Pentru că nu e așa, un element extrem de important pentru un om atunci când acționează este ca el să facă și lucrurile care îi țin sufletul viu și lucrurile care îi dau bucurie interioară. Adică să existe acea plăcere a lucrului bine făcut. Altfel, se pierd foarte multe energii, se erosesc foarte multe lucruri. Sigur că
Întotdeauna când ne apucăm să facem un lucru, trebuie să existe un entuziasm, un entuziasm de început. E bine ca copilului să-i fie sădită dragostea de a face lucrurile concentrându-se cât mai bine, pentru că rolul lemnului este să ne învețe să ne concentrăm acolo, pe ceea ce avem de făcut. O plantă, când iese de sub pământ, nu se gândește la ce o să fie ea când o să fie mare. Ea se gândește să iasă de sub pământ, apoi să înverzească, apoi să înfărească, apoi să crească. Deci toate etapele vin în mod normal la locul și la rolul potrivit. În acupunctură lucrul ăsta se întâmplă cam cu pacienții care vin la mine și mă întreabă la a doua ședință când mă fac eu bine. Păi le spun eu, știți, e cam devreme ca să puneți întrebarea asta. Haide, sau sunt oameni care îmi spun, e bine, vreau să mă fac bine, dar să slăbesc eu foarte repede. Da, puteți să slăbiți, dar înainte de a slăbi, noi trebuie să echilibrăm mental, energetic, fizic, organismul, metabolismul și apoi ne putem gândi la lucruri care vin abia în planul al doilea. Sau sunt oameni care vor să țină neapărat o dietă sau să-și testeze compatibilitatea la alimente și zic, am venit, eu vreau să-mi testez și le spun, da, e bine să vă testați această compatibilitate, dar înainte trebuie să țineți un regim de detoxifiere. Pentru că dacă nu detoxifiem organismul, răspunsurile pe care le putem avea ar putea să fie fals pozitive sau fals negative. De aceea acest entuziasm, această bucurie de a începe mereu, acest curaj de a lua mereu lucrurile de la început, este o bucurie foarte mare a copilăriei. Mai mult decât atât, copilului trebuie să-i fie sădită nu atât responsabilitatea deciziilor, cât până la o anumită vârstă, noi ca adulți purtăm această responsabilitate, dar mai ales curajul de a lua decizii. Curajul de a lua decizii înseamnă a copilul să înțeleagă că indiferent care este decizia lui, noi îl încurajăm, îl respectăm și suntem alături de el. Sigur că poți să-ți exprimi părerea și poți să spui variantele care le vezi tu, dar trebuie să-l asculți și pe el și trebuie să-i respecti acest drept, pentru că cu cât copilul va învăța mai devreme că este respectat acest lucru, va căpăta curaj în forțele proprii și căpătând curaj, va lua deciziile mai ușor, în cunoștință de cauză. Nu se va grăbi să ia o decizie, nu va amâna foarte mult să ia o decizie, nu va încerca să-și motiveze la infinit deciziile, ci va acționa relaxat, așteptând rezultatul, știind că pe fiecare cale există o decizie și fiecare decizie duce la o consecință pe care va trebui să și-o asume. Sigur că această asumare, am vrea noi să-l scutim de această asumare, dar asumarea unei consecințe înseamnă până la urmă un proces de maturizare pe care trebuie să-l parcurgem fiecare din noi, adulți sau copii. Ceea ce privește elementul foc, el aduce foarte multă ardere în noi. Dacă elementul acesta lemn ne putea face să luăm deciziile sub semnul nervilor și apoi să ne pară rău, sau le puteam oscila atât de mult încât ajungem să nu mai luăm deciziile niciodată și să le pasăm cumva, să le băgăm sub preș ca să nu le mai luăm, iată că elementul foc, cel care ne arde în interior, focul acela, cum spun chinezii, focul imperial, nu focul ministerial. Focul ministerial este cel care încălzește alimentele. Cunosc oamenii, putem găti cu el. Focul ministerial este cel care, imperial este cel care îl avem în inimă. Focul imperial este cel care arde interiorul nostru și ne transformă ca oameni, ca ființe. Și aici, în inimă, sunt elementele care au și care se sădesc foarte puternic în copilărie. Iubire, acceptare și iertare. Iată cele trei cuvinte magice. Sigur că dacă în copilărie părintele nu îl învață aceste elemente pe copil, el la rândul lui va fi greu să și le exprime atunci când va fi adult. Nu-i așa? În primul rând, nu trebuie să treacă niciodată o supărare, să petrecem noaptea cu ea. Când ne-am culcat, trebuie să și uităm supărarea. Copilul trebuie să învețe și să vadă acest lucru. Dar în primul rând, trebuie să-i acceptăm pe ceilalți așa cum sunt. Această acceptare înseamnă să-mi dau seama că, așa cum spun chinezii, singurul lucru real pe lumea asta este Tao. El se poate manifesta într-o infinitate de formă. Fiecare din noi suntem o exprimare a acestei forme unice. De fapt, în esență, dacă ne-am întoarce în adâncul ființei fiecăruia dintre noi, am regăsit aceeași esență, deci nu suntem cu nimic diferiți. Aparent, părem diferiți pentru că ni s-a dat această șansă
ca mintea noastră, care este prizonieră în acest corp în care sufletul nostru a venit să se exprime, să trăiască o experiență unică și individuală. Pentru că dacă toți am arătat și am gândit la fel, nu ar mai fi posibil această experiență individuală, care fiecare experiență vine să sădească la rândul ei o conștiință a Universului, memoria akașică, cea în care practic se magazinează toate aceste cunoștințe și care transformă însăși lumea și Universul în care trăi. Deci, în primul rând, copilul ar fi bine să învețe să nu judece și să-l aprecieze pe fiecare văzându-i în primul rând partea pozitivă. Altfel se va transforma când va fi adult într-un ursus care tot timpul îi va critica pe ceilalți, le va reproșa ceva și se va supăra și va da cu piciorul când nu vor ieși lucrurile așa cum vrea el. Iertarea este iarăși un element extrem de important, pentru că nu putem să evoluăm, nu putem să ne vindecăm dacă nu ne iertăm și nu iertăm pe ceilalți. Acest lucru, iertarea, este un fenomen extrem de profund care ne modifică însuși chimia creierului, dar mai mult decât atât, copilul trebuie să vadă acest exemplu la lucru, să-l simte pe pielea lui, să-l simte pe pielea părinților, pe pielea colegilor, pentru că nu-i așa, există părinți care pedepsesc foarte aspru copiii și există părinți care nu-i pedepsesc deloc. Întotdeauna calea de mijloc este evident cea mai bună, pentru că atunci când îl pedepsești prea aspru, el va înțelege că dacă va greși, va fi aspru pedepsit și va încerca pe orice cale să evite să greșească. Ori, ca să nu greșești, ar trebui ori să nu acționezi deloc, deci rămâi blocat într-o anumită stare și nu poți să acționezi, ceea ce este foarte rău, sau vei încerca să ascunzi rezultatele, sau vei fi extrem de stresat când vei face un lucru și vei crede că niciodată părinții și cei din jur nu vor fi mulțumiți pentru că tu nu poți să faci lucrurile la nivelul la care trebuie. Dar știți cum spuneau taoiștii, un lucru reușit din întâmplare nu e reușit cu adevărat. Și un lucru greșit din întâmplare nu e greșit cu adevărat. Cu alte cuvinte, noi avem acest sentiment prin care credem că o critică foarte dură motivează lipsa criticii, iarăși. Există, de exemplu, copii care au o voce minunată. Și este foarte bine să îi încurajăm, să le spunem cântă, este muzica este frumoasă, dar poate vocea lor nu este o voce care să fie de un nivel foarte înalt. Este o voce plăcută, frumoasă. Nu trebuie să le sădim dincolo de realitate un lucru care trebuie să-i încurajăm, dar trebuie să-i încurajăm să se exprime la un nivel la care ei se pot exprima și se pot simți confortabil și adecvați. Pentru că un lucru este periculos în viață în momentul în care nu ai simțul umorului și nu ai simțul ridicolului. Nu poți să faci haz de necaz, nu poți să faci haz de tine și de cei din jur, dar mai ales când ajungi să faci anumite lucruri de care nu mai ești conștient. Tu nu-ți mai dai seama și atunci, automat, este important ca, având această iubire, iubirea înseamnă și încredere în cei din jur. Asta este un lucru important, al învăța pe copil să dezvolte relații de încredere. Sigur că relațiile de încredere se dezvoltă atunci când înveți să-ți deschizi inima. Dar ghiciți ce? Universul are mult simț al umorului. El te va îmbia să-ți deschizi inima și în momentul în care inima ta va fi deschisă, atunci vei primi foarte multe lovituri. Nu că vei primi mai multe lovituri ca înainte, dar le vei simți mult mai profund și mai adânc, pentru că ți-ai dărâmat zidurile, ți-ai dărâmat barierele și orice emoție va fi înglobată foarte puternic în inima ta. Dar există varianta să rămâi cu inima închisă, dar nu vei putea trăi nicio emoție plenar. Sau este varianta să-ți deschizi inima și atunci te vei putea bucura cu adevărat de tot ce se întâmplă, existând, firește, și un risc ca să primești nu numai bucurie, dar și tristețe. Pe de altă parte, exact cum întreabă pacienții la tratamentul prin acupunctură. Zice, am avut câteva zile foarte bune, sunt foarte mulțumit, dar uite, astăzi m-am simțit un pic mai rău. Și atunci îi întreb, păi, credeți că vindecarea este un proces linear? Credeți că omul urcă, doar urcă așa, la infinit? Au mai fost unii care au crezut așa, că noi evoluăm doar la infinit și după aceea s-au trezit în plină criză, în plină criză economică. Asta fiind numai un exemplu de gândire mecanică și care nu ține cont de context. Evident că totul este o sinusoidă, evident că urcă și coboară, urcă până și glicemia din corpul nostru. Mâncăm ceva dulce, crește, după ce nu mâncăm, scade și tot așa. Deci constantele fiziologice ale organismului subliniază această idee. Sigur că
ca părinte trebuie să înveți copilul și capacitatea de a dărui și de a primi. Este la fel de important a ști să dăruiești, a dărui din inimă, cu inima largă, fără să aștepți o recompensă, doar din bucuria că poți să dăruiești. Pentru că nu dăruiești de la tine, ci dăruiești de la Dumnezeu, dăruiești ceea ce ai primit. Deci, ca atare este infinit ceea ce ai primit și poți să dai. La fel de important este și bucuria cu care ai primit. Gândiți-vă ce mulțumire este în ochii unui copil când creează ceva, pictează, desenează, spune și vine la tine să se laude. El nu se laude, el de fapt vrea să-l apreciezi. Și în momentul în care tu-l apreciezi, vezi în ochii lui bucuria, bucuria că a făcut un lucru bun. Sigur că acest lucru peste ani se va transforma, dacă nu va fi făcut bine, într-un lucru negativ, pentru că fie el se va putea deveni un șef intransigent care va spune niciodată nu faci nimic bine, fie se va transforma într-un angajat de tipul nu voi lua nicio inițiativă, nu o să fac nimic pentru că sigur, sigur voi fi criticat și nu voi fi apreciat și ceea ce fac nu este bun. Elementul pământ este un element care conferă foarte multă echilibru și foarte multă stabilitate, pentru că de multe ori noi percepem stabilitatea ca o stare imobilă de bine care poate continua la infinit. Nici o stare de bine nu este imobilă și nu poate continua la infinit. Ea trebuie să treacă la un moment dat printr-un proces de schimbare. Printr-un proces prin care noi evoluăm, ne dezechilibrăm ca să pășim, ne dezechilibrăm ca să evoluăm, ne dezechilibrăm ca să vedem pragul de jos sau pragul de sus. Trebuie să facem acest lucru. Stomacul și pancreasul este locul, elementul pământ, ne învață gândirea, gândirea rațională, analiza. Este foarte bine să învățăm un copil să fie ordonat. Să așeze lucrurile pe categorii, să așeze hainele, creioanele, să fie ordonat. Dar nu este bine să exagerăm cu această ordine, este bine să-l lăsăm să creeze ordinea lui, nu ordinea noastră. Că noi de multe ori vrem să impunem asupra oamenilor ordinea noastră, nu ordinea lor, și suntem foarte dezamăgiți că oamenii nu acceptă sau nu înțeleg această ordine, pentru că trebuie să ne gândim că ei au altă ordine în cap. Pe de altă parte, comportamentul obsesiv-compulsiv este un tratament care este un comportament care este extrem de frecvent în ziua de astăzi. Compulsivitatea înseamnă dorința de a face un lucru cu orice preț. Pentru că ai senzația că dacă nu faci acest lucru cu orice preț, atunci ceva nu va fi bine. Dar, de fapt, dacă ai lăsat să treacă o perioadă și nu ai face lucrul acela, ai constatat cu uimire că nu se întâmplă nimic, că nu este nicio problemă și că, de fapt, poate nu era nici foarte important. Obsesivitatea este o problemă mare a societății noastre, pentru că pe multe canale, inclusiv în media, se sădesc aceste idei, pentru că în momentul în care creierul este bombardat cu foarte multă informație, el începe să analizeze și să gândească într-un anumit sens. Și în momentul în care gândește într-un anumit sens, el începe să repete obsesiv informația. Sigur că a repeta o informație este bine pentru a putea să fixăm acea informație. Dar dacă noi repetăm informația la nesfârșit, ea se va transforma în îngrijorare. Vor fi acei copii care înainte să facă un lucru vor analiza, vor despica firul 4, se vor gândi, se vor răzgândi, vor cere o părere, vor mai cere încă o părere și până la urmă nu vor fi capabili să ducă la bun sfârșit și să facă acest lucru. De aceea copilul ar trebui să fie învățat ca să ia deciziile cu inima, dar analiza să o facă cu mintea. Noi facem exact invers. Și lucrul acesta se vede în lumea în care trăim. Mai mult decât atâta, noi ca oameni adulți, maturi și educați, am ajuns să credem atât de mult în puterea aceasta a minții, încât le-am spus copiilor că lumea pe care și-o imaginează și pe care o simt de ei cu inima nici nu există. Și atunci sunt oameni care vin la mine să se vindece, dar ei au uitat să mai fie copii. Inima lor este moartă, inima lor este înghețată. Trebuie resuscitată, trebuie reîncălzită inima. Pentru că altfel, dacă omul nu mai poate simți iubire, bucurie, acceptare, iertare, dăruire, trăire, toate lucrurile acestea, înseamnă că pe undeva el s-a pierdut de drumul acesta lui și automat evoluția lui va avea de suferit, pentru că, așa cum spuneam și în alte emisiuni, nu există vindecare fără evoluție și nici evoluție fără vindecare. Elementul metal este un element care induce corectitudinea, cinstea și corectitudinea.
Și aici este un lucru important, pentru că corectitudinea trebuie să țină cont de contextul în care ne aflăm și trebuie să țină cont și de faptul că pentru diferiți oameni și pentru diferite societăți, lucrurile corecte pot să arate foarte diferit. Sigur că copilul este bine să fie învățat să respecte bucuria de a fi corect, bucuria de a fi cinstit. Dar să nu uităm că în momentul în care el va vedea că toate aceste lucruri se aplică așa foarte rigid, automat el va încerca să aplice regulile de dragul regulilor. Deci el nu va mai se va mai gândi și va spune lucrul acesta îl fac pentru că în sufletul meu simt că pot ajuta acel om. El va spune eu îl fac pentru că în regulament scrie să fac acest lucru. Păi și dacă, de exemplu, te găsești la un moment dat într-o situație în care tu poți ajuta un om, inima ta spune că e bine să faci acest lucru, dar în regulamentul respectiv scrie că nu trebuie să faci acest lucru. Scrie că vei fi pedepsit dacă faci acest lucru. Ce faci atunci, în acel moment? Ce faci? Știți că Iisus dă un răspuns la această întrebare. Când spune, dacă pică capra sau oaia ta în groapă, sâmbăta, și este sărbătoare și așa, ce faci? O lasă să moară sau te duci să o salvezi? Că scrie în lege că nu ai voie să faci așa ceva, dar tu ce faci? O lasă să moară sau o salvezi? Așa și cu noi, dacă sădim această corectitudine dincolo de anumite limite, ea se va transforma într-un lucru rigid, deci excesul de dreptate este la fel de dăunător ca și lipsa de dreptate. Deci cumva, întotdeauna trebuie să existe această cale de mijloc. Să nu uităm că pielea este elementul sub dependența metalului care ne separă de mediul înconjurător, dar noi avem un câmp, o aură energetică care se întinde foarte departe de ceea ce simțim noi și atunci noi interacționăm cu oamenii prin intermediul acestui câmp universal, câmp universal în care ne scăldăm cu toții. Deci noi simțim cu adevărat ce se întâmplă cu cei din jurul nostru și nu trebuie neapărat să avem întotdeauna niște lucruri la care să reacționăm puternic, ci uneori este bine să încercăm să ne punem în locul celui din fața noastră. Este bine să încercăm să vedem motivațiile lui, să încercăm cum gândește și mai ales să încercăm să nu îl acuzăm pe nedrept, să nu încercăm să ne facem dreptate cu orice preț, ci să încercăm să avem, pentru că iată, elementul metal este un element care ne poate încărca de foarte multe tristețe. Copilul trebuie să fie fericit, trebuie să fie bucuros, dar acest lucru trebuie să-l învețe de la părinți, pentru că părinții trebuie să aibă în ei această bucurie, bucuria de a se trezi în fiecare zi, bucuria de a vedea soarele, bucuria de a vedea lumina, bucuria de a mirosi o floare. Sunt zeci, sute de bucurii care ne așteaptă în fiecare zi. Și de multe ori când redescoperim aceste bucurii și reînvățăm să fim copii, atunci redescoperim faptul că lumea este un loc minunat, un loc în care fiecare are locul și rolul lui. Pentru că suprajustițiarul va încerca să împingă organismul și la un exces. Pe de altă parte, el va încerca să spună, eu îi voi lua locul cuiva. Fals, nu poți să iei locul cuiva. Nu există această idee de a lua locul cuiva, pentru că, de fapt, niciun lucru, nicio ființă nu apare pe această lume decât în momentul în care locul lui este bine determinat. Elementul apă este foarte important, pentru că apa, rinichiul, vezica urinară, este un element plin de voință, plin de încăpățânare. Aici este bine să încercăm că atunci când începem un lucru să-l ducem la bun sfârșit. Este foarte important acest lucru, să-l ducem la bun sfârșit, să finalizăm. Finalizarea este extrem de importantă, pentru că ne aduce împlinire sufletească, împlinire spirituală. Trebuie să încheiem un ciclu, trebuie să încheiem o etapă. Dar mai mult decât atât, noi trebuie să învățăm să ne învingem temerile, fricile. Pentru că în momentul în care noi ne naștem, energia perinichii începe să crească. Ea crește până la vârsta de 14 ani la fete și 16 ani la băieți, când se maturizează și rinichii încep să funcționeze la potențialul maxim. Problema este că odată cu creșterea aceasta a energiei,
cresc și fricile din noi. Enuresisul, de exemplu, este o problemă la copii determinată de un exces de frică pe care îl are copilul sau pe care l-a avut mama în timpul sarcinii. Și există tratament în acupunctură pentru așa ceva. Dar, mai mult decât atâta, copilul trebuie învățat că una înseamnă voință, alta înseamnă încăpățânarea. Este bine să ai voința și determinarea de a duce un lucru la bun sfârșit, de a fi perseverent, de a fi rezistent, de a nu ceda fricilor, de a nu ceda temerilor și de a merge până la capăt și de a susține ideea cu tărie atunci când știi că ai o idee bună pentru care merită să lupți. Însă, este foarte, la fel de important, să știi la un moment dat să devii maleabil, să devii flexibil, să renunți la o anumită idee dacă acea idee se dovedește nepotrivită, neadaptată. Pentru că, așa cum spuneam și în alte emisiuni, există această capacitate de adaptare a organismului, care este unul din scopurile supreme și, cum spuneam, sistemul acesta ficat, vezică biliară, se ocupă foarte mult de acest lucru. Nu este întâmplător că, de exemplu, rinichiul, acest element de apă care ne învață voința, ne învață perseverența, ne învață răbdarea, dar ne poate învăța și încăpățânarea, este un element care practic ne poate face, știți cum se spune, acum sunt om mare, sunt pe picioarele mele. Vedeți, picioarele acestea sunt sub dependența rinichilor. Știți cum se spune, am înghețat de frică. Practic, apa din noi, rinichiul a înghețat, rinichiul reglează picioarele și în momentul acela nu mai putem să ridicăm picioarele. E, această spaimă, această frică intensă este un lucru pe care copilul trebuie să învețe să-l elimine, pentru că altfel acele crize, stări de atacuri, de panică, de anxietate de la adult sunt urmare a unor stări de frică. Frică că copilul zice, nu sunt suficient de bun, nu sunt suficient de deștept, nu pot să fac asta, o să mă certe părintele, o să mă bată sau așa mai departe. Deci, automat, toate aceste lucruri negative care au pus un nu înainte, induc stări de teamă și le putem înlocui destul de ușor, accentuând elementele și stările pozitive. Pentru că s-a constatat că pe termen lung, de multe ori când vrem să-l determinăm pe un om să facă un lucru în sensul de a-l ajuta să facă, este mult mai bun să insistăm pe aspectele pozitive și pe recompense decât să insistăm pe lucrurile negative și pe pedeapsă. De fapt, spun psihologic că în momentul în care insistăm pe un aspect negativ, nu facem altceva decât să-l întărim. Acest lucru îl urmăresc și eu în acupunctură la pacienții care vin la mine, pentru că sunt mulți care vin cu o anumită poveste de viață. Povestea aceasta de viață conține în ea foarte multe dureri și suferințe. Dar e una să te destăinui omului, e una să-i spui anumite lucruri și alta este să repeți această poveste la infinit, tu dorindu-ți să-ți întărești în felul acesta informația negativă și devenind captiv în propria poveste. De aceea, acum pe finalul emisiunii, vă doresc fiecăruia dintre dumneavoastră să aveți puterea, să aveți curajul, să aveți determinarea de a vă trăi adevărata poveste până la capăt și mai ales de a dărui în viața celor din jurul dumneavoastră foarte multă iubire și foarte multă iertare. Pentru că, de fapt, numai atunci când iubim, putem cu adevărat să trăim. Vă mulțumesc!